Bună și bine ai venit sau revenit pe canalul meu! Astăzi începe o serie de două videouri, o serie de două Get Ready With Me-uri, tutoriale, în care noi ne pregătim împreună de Sfântul Valentin. Deci, disclaimer, nu contează dacă aveți sau nu Valentin, puteți la fel de bine să vă machiați, să vă faceți părul, să vă faceți poze în casă, vă puneți hainele alea bune, știți voi, de oraș, frumoase, postați pe Insta și dați tag Cezarei ca ea să vadă și să reposteze. Dar da, astăzi vă voi arăta machiajul, care este unul super barbilistic, păpușistic, care, sincer să vă spun, a fost făcut în proporție de 80% cu produse foarte ieftine. Au fost 2, 3, 4 produse mai scumpe pe care trebuie să le folosesc, dar în marea majoritate este foarte, foarte ieftin, foarte accesibil ca preț, simplu și foarte de efect, oferă așa un look foarte, foarte dulce și sper să vă placă și sper din suflet să vă placă. Miercuri, adică peste foarte, foarte puțin timp, apare partea a doua în care vă arăt părul. Vă place acest stil, tutorialul apare miercuri, dar astăzi nu este miercuri, este duminică, așa că noi vorbim despre machiaj. Hai să trecem la treabă! Un primer pe ochi. Acest corector pe care îl voi aplica ulterior și pe ten. Să știți că toate produsele vor fi în descriere. Deci dacă uit să vă spun un produs sau nu știți nuanța, veți găsi exact nuanțele pe care le folosesc în descriere, produsele pe care le folosesc. Ce ziceam de sprâncene? Că mi le-am făcut deja, am un tutorial în care vă arăt pas cu pas cum îmi fac sprâncenele, fiindcă aveau nevoie de un tutorial exclusiv și pe care vi-l las în descriere. Am să folosesc acest blush pe care îl voi aplica și pe ten, această nuanță. Și ce voi face cu ea mai exact? O voi aplica pe întreaga pleoapă. Și acum, cu ajutorul acestei pensule, voi lua acest fard lila și voi blendui colțurile. Acum aplic niște glitter glue de la NYX. Cam asta o să fie culoarea mea de fard, că nu vreau mai mult. Exact în colțul intern voi aplica acest glitter glue. Și aici în interior voi aplica un glitter de la Boysenberries în nuanța Love. Voi mai completa după machiajul, evident, pe pleapa de jos, dar mai întâi tușul, după fața și vedeți. Tu știți că nu pot să folosesc pe niciunul altul decât Inglot, nuanța 77. Și cu o pensulică frumușică de tuș, tot de la Inglot, nuanța 30T. Voi trasa linia de tuș. Încerc să trasez o linie cumva perpendiculară cu linia aceasta a ochiului, ca și cum s-ar continua pleapa mea de jos. Conectez cu cealaltă. Și trasez o linie foarte, foarte subțire. Și pun un punctuleț și aici. Conturez puțin și interiorul, pentru că după ce voi pune gene, veți vedea că este nevoie. Bun, am modificat puțin linia, de unde era foarte subțire, acum este foarte groasă, pentru că nu mi se părea suficient. Și acum am să vă arăt cum am să corectez. Dacă observați, mă rog, tușul ăsta
s-a mai uscat puțin și nu am luat de la Duraline. Și am să vă arăt cum să faceți în caz că greșiți linia și cum să o corectați astfel încât să nu se vadă. Luați o astfel de pensulă și cu niște demachiant, apă micelară de fapt, nu demachiant, apă micelară, ca să fim mai corect. O să vedeți ce frumos se corectează fără să faceți mizerie. Și să nu aibă prea multă apă micelară, ca să nu curgă. Și corectați linia exact așa cum vreți voi. Acum fac și celălalt ochi și revin. Hai să trecem la față. Sincer, în ultima vreme nu prea am fost cu primerele, mai ales că este și iarna, deci mă rezum la aplica o cremă de protecție solară care să-mi hidrateze bine tenul și, prin urmare, va și dura frumos pe ten. Și-l aplic cu această pensulă de stippling. Și fond de ten. Voi folosi Catrice HD Coverage. De exemplu, uite, pensula pe care am luat-o acum, asta este o pensulă care dă acoperire foarte mare. Dă full coverage. Vedeți că deja am făcut la acest ochi, acum urmează să-l fac și pe celălalt. Pe linia apei am aplicat acest creion nude de la Essence. Și voi folosi exact aceleași 3 farduri pe care le-am folosit și pe pleapa de sus. Prima oară puțin glitter glue în colțul intern și apoi puțin glitter, cumva că am vrut în zona asta de interior să am lumină. În rest, atât, vedeți că am dat puțin aici de dedesubt și puțin deasupra glitter din acesta roz de la Boys & Berries. Acum urmează să vin cu același blush de la Milani, nuanța Delizioso Pink, și să conturez pleoapa de jos. E extrem de pigmentat pentru un blush, sincer. Nu mă așteptam să fie așa de pigmentat. Și acum iau o pensulă din asta cu niște perișori mai rari și iau această nuanță pe care am aplicat-o și pe pleapa de sus din paleta Huda Beauty Pastel Lila, această nuanță de lila. Ca să blenduiesc rozul. Rimel, rimel, unde ești, rimelule? Pe ăsta de la Essence, Volume Stylist. Oricum, după aplicăm gene normal, ca să fim glam, dar trebuie să aplicăm și o bază de rimel. Și să începem să colorăm fața. Prima oară voi aplica acest blush pe care l-am aplicat și la ochi, însă voi curăța pensula de stippling. Folosesc soluția asta de la DM. Ați observat că acest blush este foarte, foarte pigmentat. Prin urmare, trebuie aplicat cu foarte multă grijă ca să aplici puțin, să se vadă, dar să nu fie prea mult, că altfel arăți ca un clown. O trec prin blush. Las puțin excesul pe mână. Unde este o oglinduță? Și aplic pe pomeți. Și mă duc așa în sus. Pomeți până aici și mă duc un pic în sus. Pentru conturare și chestii de genul ăsta voi folosi contur bronzer. Voi folosi Laguna Bronzer. E chiar bronzerul meu preferat. Să ofer puțină dimensiune. Nu trebuie neapărat să aveți în kit-ul vostru și contur, și bronzer, și de toate. Categoric puteți folosi bronzerul pentru amândouă sau conturul pentru amândouă. Ideea este că asta, o să vedem, uimat. Nu-i chiar mat. Nu-i mat. Are niște particule luminoase prin el și nu-i cel mai bun pentru conturare în acest caz.
Ce am uitat să vă arăt? Vai! Înainte să îmi aplic orice fel de produs, pudră pe față, blush și așa, mi-am aplicat pudră pe întreg tenul. Asta de la Revolution, dar am uitat să vă arăt. Asta. Revolution translucidă, e foarte, foarte faină, pe care o voi folosi și acum. Singur dezavantaj e că puțin greu așa știi să o scoți, dar cea translucidă chiar e faină. Și voi aplica sub conturul pe care abia l-am realizat, pe care abia l-am făcut ca să iluminăm. Un fel de baking. Și iluminator. Îl voi folosi pe acesta pe care chiar l-am în mână, de la Stila. Bun, bun, vedeți că mi-am aplicat gene și vă las aici sus tutorial în care vă arăt exact cum le fac. Cum se pun genele pas cu pas. Haideți să trecem la ultimul pas și anume la buze. Le voi contura folosind acest creion de la MAC, nuanța Stone. Deasupra, Boys and Berries, nuanța Shy. Dacă vreți o variantă de creion MAC mai ieftină, să știți că am un video în care am făcut comparație cu acesta și că încă o variantă super, super ieftină. Deci, vi-l las aici în caz că vreți să obțineți același efect, numai că folosind un creion mult mai ieftin. NYX Filler Instinct. Da, cred că vi se pare ceva diferit la ochii mei. Și să vă zic ce s-a întâmplat. Am terminat eu machiajul și mă uitam așa în oglindă și ziceam că e cam plictisitor. Nu știu, nu mă convingea pe mine pleapa aia toată roz. Ce face un om normal când crede că un machiaj este plictisitor? Adaugă mai mulți clipici. Vedeți că știți. Și ce am făcut? Am luat glitter glue pe care l-am folosit și ca să aplic în colțul intern, că știți că era doar în colțul intern, am aplicat glitter glue pe toată pleapa și încet ușor am pus acest Ecstasy Love de la Boys and Berries pe care deja l-aveam pe pleapă. Evident, având machiaj pe ten, vă recomand, dacă faceți astfel de mișcări risky, să aplicați pudră sub ochi, ca în cazul în care vă cade fard să puteți să-l îndepărtați mult mai ușor. Asta am făcut și eu. Mi-am asumat un risc. Deci machiajul ăsta mi-a luat o grămadă. Pentru că, v-am zis, la început mi-am și șters machiajul că nu-mi plăcea și am zis nu, vreau alt, am altă idee, nu-mi place așa, fac ce din nou. Cu asta vreau să rămâneți, că dacă nu vă iese un machiaj din prima, nu vă place, nu vă iese tușul, cu tușul și eu m-am chinuit astăzi o grămadă, nu m-am mai machiat de mult timp și cred că am ca uitat, sincer. Este normal. Încercați și la un moment dat o să vă dezvoltați o tehnică care o să arate bine pe voi. Încercați diferite stiluri, diferite machiaje. Nu vă fie frică, nu vă judecați pe alea, nu mi-a ieșit. Nu o să-ți iasă până când o să-ți iasă. A, da, mi-am făcut și părul între timp, deci nu uitați, miercuri apare partea a doua din acest tutorial Get Ready With Me, în care vă arăt părul, această coafură stil Kim Kardashian. Nu știu, mie mi-aduce de minte de Kim Kardashian când văd această coafură, fiindcă e foarte dulce, curată, feminine, dar în același timp oferă și un aspect că ai părul mult mai lung decât îl ai de fapt. Și mi se pare că avantajează foarte mult și că poate avantaja foarte mult, foarte multe tipuri de fețe, de ten, de orice. Deci nu uitați, miercuri apare video nou, așa că apăsați butonul de subscribe și clopoțelul ca să vă notifice YouTube-ul în momentul în care apare acest tutorial, pentru că nu vreți să îl pierdeți, e foarte, foarte, foarte simplu și de efect. Urmăriți-mă pe Instagram, nu uitați, dacă recreați vreunul dintre lucruri, să mă etichetați pe Instagram, să văd și eu și să facem așa schimb de poze, păreri, ce v-a plăcut, cu ce ați schimbat
și din astea. Vă mulțumesc foarte mult de vizionare și ne revedem miercuri cu următorul video. Mua!